Bună ziua, stimate doamne, domnișoare! Am sărbătorit câteva zile în urmă, pe 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Drepturile omului nu este ceva foarte vag și abstract, de fapt este ceva foarte concret. O parte a componenta drepturilor omului sunt și drepturile sexuale și reproductive. Și în acest sens, dreptul femeii la o informație corectă, fără mituri, fără scorneli, amăgeli și așa mai departe, este și acest drept parte componentă a drepturilor sexuale reproductive. De ce spun asta? Pentru că am avut săptămâna aceasta o pacientă care a mers la unul din centrele din orașul Chișinău, nu am să mă jenez să spun care, modus vivendi, în care a primit cea mai mare dezinformare în ceea ce privește avortul medicamentos, care numai îți putea imagina. Ce anume am în vedere? I s-a spus că preparatele pentru avort medicamentos sunt foarte nocive și o să lasă foarte serioase consecințe pentru sănătatea ei, o să aibă cancere, o să fie infertilă după asta. Iată de ce și am hotărât astăzi să dezmint aceste informații greșite și născocite. Deci, avortul medicamentos se efectuează cu ajutorul la două preparate. Primul dintre ele, așa, este mifepristonul, care este un preparat foarte asemănător cu progesteronul, hormonul nostru feminin din corpul nostru, care îl avem toate femeile. Corespunzător la nimerirea mifepristonului în organismul femeii, el imită acțiunea progesteronului, astfel sarcina nu se mai dezvoltă. Prima acțiune. Doar această acțiune, în câteva ore după absorpție, după ce și-a făcut efectul, se elimină din organism și nimeni, niciun laborator de lume nu o să mai fie în stare să-l depisteze. Adică nicio altă acțiune. Nu cumulează, nu influențează ficatul, nu influențează rinichiul și așa mai departe. Celelalte preparate care se utilizează pentru avort medicamentos sunt din grupul prostaglandinilor. Prostaglandinele sunt substanțe biologic active care noi le avem în corpul nostru. Femeile le au în cantitate mare în uter. La mijlocul ciclului menstrual, când are menstruația, când se contractă uterul ca să expulzeze ceea ce trebuie să expulzeze prin menstruație, lucrează prostaglandinele. Deci, iarăși, sunt niște substanțe cu care noi femeile suntem cunoscute din tinerețe. Toată lumea știe ce sunt prostaglandine și le are în corpul său. Și încă ceva interesant despre preparatul numărul 2 care se utilizează în avortul medicamentos. Cu acest preparat, cu acest prostaglandin, se tratează, atenție, ulcerul gastric. Deci sunt țări în care aceste preparate misoprostol nu este în forma aceasta care o arăt eu, combinată în forma metabolului, ci sunt separat vândute și sunt înregistrate pentru tratamentul ulcerului gastric. Încă o dată arătând că nu are nicio influență negativă asupra corpului uman și având doar un singur efect, am mai zis deja, contractă uterul și expulzează sarcina dorită. Până la ce termen poate fi utilizat acest preparat pentru avort medicamentos? La noi în țară este înregistrat până la 9 săptămâni, în alte țări și conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, poate fi utilizat până la 12 săptămâni sau în trimestrul 2 de sarcină. Acum, influența avortului oricare, fie chirurgical, prin vacuum aspirare manuală, fie cu medicamente, cel medicamentos, asupra fertilității. Deci, conform studiilor efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, după un avort, dacă este efectuat conform recomandărilor OMS, fie prin avort medicamentos, fie prin vacuum, aspirația manuală sau electrică, nu rămâne niciuna sau foarte puține cazuri de consecințe și influențe asupra capacității femeii de a deveni gravidă, de a putea purta sarcina mai departe. Deja s-a demonstrat de către știință că avortul nu cauzează cancere, categoric, avortul nu cauzează depresie și alte dezechilibre psihoemoționale, femeia după avort se simte ușurată, a scăpat de o problemă, de o povară foarte serioasă care a fost pe umerii ei. Deci, încă o dată, dreptul femeii a decide ce să se întâmple cu corpul ei este dreptul ei fundamental, este partea dreptului sexual reproductiv și este partea drepturilor general umane. Și dreptul la o informație corectă, imparțială, obiectivă, este la fel dreptul ei incontestabil. Vă rog, stimate doamne, domnișoare, veniți la centru de instruire în domeniul sănătății reproducerii dacă vă confruntați cu vreo problemă de sănătate a reproducerii, astfel încât să nu fiți dezinformate. Vă mulțumesc frumos!